Începem acest timp de părtășire alături de Dumnezeu cu cântarea Hristos din morți a înviat. Hristos a înviat. Cei credincioși ai tăi care să ne credem tare în tine, să fim acei oameni care să ne vizuim pe ajutorul tău și să te iubim din toate. Mulțumim pentru clipele de părtășie din casa ta, te rugăm pentru că putem să ne închinăm înainte ta, vrem Doamne Tată să folosim acest timp ca să venim înainte ta, să stăm înainte ta cu cuvintele noastre, să stăm înainte cuvântului tău, să primim învățătură, ca mai apoi să ne trăim viața în ascultare înainte ta fiecare zi. Dorim ca să ne dăruiești înțelepciune, ca să gândim la veșnicia împreună cu tine și astfel să ne trăim viața pe acest pământ. Dă-ne un timp frumos în casa ta, un timp de folos pentru viețile noastre și noi ne rugăm și mulțumim pentru toate numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Toți și tuturor, vă invit în această dimineață să citim pasajul din Evanghelia după Ioan, din capitolul 20. De la versetul 24, care să ne, de unde să luăm câteva idei care să ne folosească ca îndemnul pentru ora de rugăciune, pentru momentul de rugăciune. Pagina Sfânta Scriptură, 1053, versetul 24. Toma, zis geamă, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns. Dacă nu voi vedea mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. Și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul în coace și uită-te în mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Domnul i-a zis,
n-au văzut și au crezut. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea să ne gândim la acest aspect al credinței și să venim înaintea lui Dumnezeu cu gândurile noastre în această dimineață, cu rugăciunile noastre. Și doar câteva idei aș dori ca să ne le reamintim despre credință foarte, foarte repede. Vorbim despre un popor care se declară un popor credincios. Fiecare persoană din țara noastră, cred că, sau poate nu chiar fiecare, să ne credem, dar toate, fiecare persoană o să declare că este credincios și că crede în Dumnezeu, în Domnul nostru Iisus Hristos. Însă credința implică mai multe lucruri și această credință, eu așa înțeles din Cuvântul lui Dumnezeu, că este fundamentală. Este atât de importantă credința în viața unui om, încât cred că, și nu cred, încât este imposibil să ai viață fără credință. Pentru că ceea ce aduce viața și în veșnicie este credința noastră. Cine crede în Domnul Iisus Hristos are viață veșnică. Și câteva lucruri aș vrea să amintesc și după aceea să ne plecăm în rugăciune. Am spus că această credință este fundamentală pentru că ea privește veșnicia noastră. Prin credință ești mântuit, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și automat, cine crede este mântuit și nu este osândit. Domnul Iisus Hristos, când dă mandatul ucenicilor în Marcu, spune, propovăduiți Scriptura, cine va crede va fi mântuit, va fi salvat, va fi veșnic împreună cu Domnul. Primește și acest dar al vieții veșnice. Cine nu va crede, va fi osândit. Iată de ce credința este fundamentală. Și ucenicii, în ultima vreme am citit mai multe din Evanghelii și Domnul Iisus fiind așa de multe până cu ucenicii tot, nu știu dacă credeau cu adevărat în Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos mereu le spunea despre ceea ce avea să se întâmple cu El și ei parcă luau totul foarte ușor. Ei aveau alte gânduri cu privire la ceea ce ar vrea ei să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Credința este fundamentală în ceea ce privește veșnicia noastră, mântuirea noastră. Credința este fundamentală pentru că este adesea atacată de cel rău. Vedem și în viața lui Toma, care a umblat cu Domnul Iisus Hristos 3 ani jumate și el, după ce Domnul Iisus Hristos a înviat, el nu credea în învierea Domnului Iisus Hristos. Și la rândul nostru, credința noastră este atacată de cel rău. Vedem atâția frați care au crezut și mai apoi se depărtează de Dumnezeu. Gândiți-vă numai la, m-am gândit la imaginea din grădina Edenului, unde vine șarpele, după ce Domnul Iisus Hristos le dă porunca, îi dă porunca lui Adam. Adam, probabil, cum este normal, a vorbit cu soția lui, vine șarpele și spune, oare chiar a zis Dumnezeu? Chiar să-L crezi pe Dumnezeu prin cuvânt, așa, chiar fiecare lucru despre, din tot ceea ce a spus El, credința noastră este atacată. De aceea trebuie să avem grijă la această credință noastră care am primit-o. Și credința lui Toma, vedem că a fost atacat, el nu a crezut. Mai apoi vedem în pasaj că Domnul Iisus remediază această problemă. Noi avem datoria ca această credință să ne-o întâlnim. Avem datoria ca această credință noastră să crească și nu mă amintesc un pasaj din Epistola către Tesaloniceni, dacă mă înșel, 2 Tesaloniceni, unde Pavel spune, începe pasajul și spune în versetul 3, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se cuvine, pentru credința voastră, pentru că credința voastră merge mereu crescând. Iată această biserică din Tesalonic, unde frații
avea o credință care mereu mergea pe stâlpi. Și la rândul nostru și noi trebuie să avem această credință care mereu să crească. Să crească prin cunoștința lui Domnului nostru Iisus Hristos, din cuvântul Său, să crească prin părtășia noastră împreună, să crească prin viața noastră de rugăciune. Iată că credința este fundamentală în viața unui om. Credința este fundamentală pentru că ea ne este dăruită. În Iuda, dacă nu mă înșel, cred că scrie că credința aceasta a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și credința aceasta, Petru amintește în prima sa epistolă că este mai scumpă decât aurul. Și Toma, neavând credință, spune că în pasajul pe care am citit, că Domnul Iisus a venit în mijlocul lor și i-a spus lui Toma, vino și pune-ți degetul și pune mâna și i-a dat credință. Și nouă Dumnezeu ne-a dăruit această credință și trebuie să ținem această credință. Un alt lucru pe care vreau să-l amintesc este că această credință este fundamentală pentru că ea îngrășează adevărul despre Domnul Iisus Hristos. Noi credem în cineva și noi credem în adevărul absolut care este Domnul nostru Iisus Hristos. Toma, când a venit și a pus mâna lui în rana Domnului Iisus Hristos, el a crezut adevărul despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos, învierea lui Iisus Hristos. Acesta este adevărul absolut. Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat pentru păcatele noastre. Și acesta este adevărul pe care și noi trebuie să-l credem. Și credința fundamentală îmbrățișează acest adevăr absolut despre Domnul nostru Iisus Hristos. În ultimul rând, aș vrea să amintesc că această credință este fundamentală pentru că ea ne leagă de persoana Domnului Iisus Hristos. Noi, prin această credință, suntem legați în părtășie de Domnul nostru Iisus Hristos. Noi, prin credință, intrăm în trupul Domnului Iisus Hristos, care este Biserica. Și Toma, după ce Domnul Iisus Hristos îi dă această dovadă și spune, Toma, nu fi necredincios, ci fi credincios. După ce intrăm în această credință, Toma proclamă și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma se leagă de Domnul Iisus Hristos. Și noi, la rândul nostru, prin credința care am primit-o, suntem legați de Domnul nostru Iisus Hristos. Și așa cum am amintit, credința este fundamentală în viața noastră. De aceea am vrut doar să reamintesc câteva idei care să ne îndemne să mulțumim lui Dumnezeu pentru credința care am primit-o. Este un dar de la Dumnezeu. Credința aceasta ne-a fost dată. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru adevărul în care crede, pentru Domnul Iisus Hristos care este adevărul absolut. Să-i cerem lui Dumnezeu putere ca să întărim această credință. Să fim și noi ca acești credincioși din Tesalonic, care, despre care să se spună, credința lor merge mereu crescând. Să fim acești credincioși care să formăm acest trup al lui Hristos, această biserică, în care să nu ne trezim că sunt oameni care nu cred. Oameni care ajung să fie printre noi, poate care să slujească în biserică și care nu au o credință adevărată. Credința este fundamentală în viața noastră și noi trebuie să trăim prin credință pe acest pământ. Și Dumnezeu să ne dărească puterea ca să prețuim această credință. Îndemnează acestui gânduri, ne să vă ridicați doi frate jos, două studori, mai apoi doi frate sus și două studori ne voi să zicem cu ce. Vă rog să ocupați locurile. Lăudăm de Dumnezeu prin cântarea de la numărul 618, timpul care ne închidăm cu darurile de bună voie și pregătim inima noastră pentru ascultarea cuvântului. De copil mă întâi de tine, scumpul meu Iisus, totdeauna ești cu mine, tu așa ești. Thank you.
Textul a fost citit, așa că nu mai îl citim încă o dată. Mulțumim Domnului pentru această zi pe care o avem să ne închidăm din nou împreună în casa Domnului și să auzim din Cuvântul lui Dumnezeu, iată cum am și auzit astăzi, despre credință, despre valoarea ei, despre importanța ei și evident că astăzi este o zi în care ne amintim acest eveniment foarte interesant pe care Ioan îl prezintă în Evanghelia sa. De fapt, Ioan este singurul care prezintă acest eveniment, care pe alocuri e foarte controversat și poate chiar și greșit înțeles. În dimineața aceasta însă e din nou textul acesta înaintea noastră care este foarte, foarte important în înțelegerea problemei credinței și mai ales în înțelegerea modului în care această credință trebuie să aibă un impact real în viețile noastre. Ce este semnificativ în această zi este distinția pe care Domnul Iisus Hristos o face între Toma și noi toți ceilalți. Tomo, a zis Domnul, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Este semnificativ modul în care Domnul Iisus Hristos pune semnul egal între credință și fericire. Sau între fericire și credință. Legătura pe care Domnul Iisus Hristos o face între credință și fericire sau binecuvântare. Fericit este sau binecuvântat este cel ce crede fără să vadă. E extrem de important pentru că trăim o zi în care credința și vederea sunt încurcate. Sunt oameni care, da, cred, dar dacă nu văd, parcă entuziasmul e, cum să spun, e diminuat. Parcă viața devine plictisitoare dacă nu au ceva ce să fie vizibil, tangibil. Acum e evident și am să încerc să argumentez asta, că atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre cei care cred fără să vadă, nu vorbește despre o credință oarbă. Să ne înțelegem bine. Nu vorbește despre credulitate. Nu vorbește despre o credință care nu vrea să vadă. Vorbește despre o credință care vede nevăzutul. Noi îl vedem pe Domnul Iisus Hristos, dar nu îl vedem așa cum l-a văzut Toma. Și versetele care urmează și în care e explicată logica acestei Evanghelii, Evanghelia lui Ioan, Evanghelia lui Ioan este scrisă tocmai pentru că noi, cei ce nu l-am văzut fizic pe Domnul Iisus, să-l vedem în cuvântul lui. Credința aceasta care nu vede, nu este o credință oarbă. Nu este credința care crede orice, oricum, oricând. E foarte important să subliniem lucrul acesta. Credința oarbă nu este încurajată în Scriptură. Dacă discutați cu oameni care bagiocoresc credința voastră, sunt unii care citează din Biblie ceva ce nu este în Biblie. Mereu aud această sintagmă. Crede și nu cerceta. E o minciună demonică. Nu știu de unde a apărut vorba asta prima dată, dar e demonic, pentru că niciodată în Biblie, nici unde în Biblie nu scrie crede și nu cerceta. Dimpotrivă, în Scriptură suntem îndemnați să cercetăm.
Aduceți-vă aminte ce ne spune Luca când scrie Evanghelia. Cum începe el. Tocmai ca să contraargumenteze o asemenea idee. Zice, prealesule Teofile, am văzut că s-au apucat mulți să alcătuiască câte o istorie. Ei să-ți spun ce am făcut eu. Am luat la rând și am cercetat în amănunt. În amănunt am cercetat. Și după ce am cercetat în amănunt și am descoperit tot ce ține de chestia asta, am început să le scriu la rând sau în șir, unele după altele. Credința oarbă nu este credința pe care Scriptura o încurajează. De cealaltă parte, credința adevărată despre care ne vorbește textul acesta nu este nicio credință care te lasă, cum să spun, plictisit și obosit. E o credință care fericește viața. Și despre asta vreau să vorbesc în dimineața aceasta. Despre faptul că această credință pe care o prezintă textul nostru e o credință care aduce fericire din abundență. E o credință care fericește viața noastră. E o credință aducătoare de fericire. E o credință fericită. E o credință care acolo unde este prezentă, aduce cu ea această fericire pe care nu oamenii o promit. Ci cine? Domnul Iisus însuși. Nu este fericirea unei credințe oarbe, ci este fericirea unei credințe care vede nevăzutul. Unei credințe care vede ce nu se vede, dar e real. Unei credințe care știe să privească acolo unde trebuie să privească. Și să creadă nu în mod orbește ceva, ci să creadă în mod autentic și real. E foarte important să vorbim despre asta. Pentru că, din nou și din nou, repet, și aseară am avut o conversație foarte tristă cu un frate, coleg, care nu mai știe ce să facă. Nu mai știe ce să facă. E trist că ceea ce trece astăzi drept credință nu are nicio legătură cu profunzimea vieții. Da, credem, dar ne trebuie muzică și ne trebuie trupe și ne trebuie găști și ne trebuie o grămadă de programe care să ne învioreze. Păi, dar ce credință ai tu, măi, dacă ție îți trebuie nu știu ce extra ca să fii verde, să fii entuziasmat? O credință care are mereu nevoie de masaj exterior și de vitamine aiurea, nu are nicio logică cu credința pe care Domnul Iisus o prezintă în textul ăsta. Pentru că cine are credința pe care o prezintă textul nostru astăzi, e fericit. E fericit. Indiferent ce se întâmplă în viața lui, el e împlinit. E fericit. E încântat. E bine, vreau să vorbesc despre această credință pentru că nu cred că e bineînțeleasă și nu o văd la lucru astăzi. Toată lumea vorbește, așa cum spunea și fratele Remus aici, toată lumea pretinde că e credincioasă. Da? Și noi suntem credincioși. Și știți ce urmează, nu? Fiecare? Fiecare cu credința lui. Singura problemă e că tot în Biblie scrie că multe căi par bune omului. Par bune. Dar la urmă se văd că duc la moarte. Așa e și cu credința. Și atâta vreme cât credința este ceva orb, orbecăială, un fel de naivitate și credulitate în tot felul de povești și în tot felul de mărturii
și în tot felul de lucrări care n-au nicio legătură cu Scriptura și care n-au nicio legătură cu experimentarea personală a Domnului Iisus Hristos. Toate aceste naivități trec drept credință, în timp ce oamenii nu mai știu ce înseamnă o credință autentică. E bine, permiteți-mi să prezint patru condiții care trebuiesc absolut identificate în viața noastră ca să avem nu o credință de fațadă, nu o credință goală, nu o credință de religie, nu o credință de care are nevoie mereu de injecții și frecușuri. Nu o credință care trebuie mereu reanimată. No, hai iară la adunare că iară suntem dispe. Nu, nu, nu. O credință care nu mai are nevoie de absolut nimic. O credință care fericește. O credință aducătoare de fericire. Sigur că textul nostru îl prezintă pe Toma. Și pe scheletul acestui text descoperim această fericire, deși am putea privi și în alte părți ale texte, ale Scripturii. De exemplu, 1 Petru ne vorbește despre bucuria aceasta strălucită. Dacă citiți 1 Petru, capitolul 1, voi vă bucurați cu o bucurie strălucită într-un Hristos pe care îl iubiți fără să-l fi văzut și credeți în El fără să-l vedeți. Dar asta nu înseamnă că suntem orbi. Asta nu înseamnă că suntem orbi. Mai întâi, prima condiție absolut fundamentală este atunci o credință aduce fericire și fericește viața când este ancorată într-o dovadă viabilă. O credință care nu este ancorată într-o dovadă viabilă nu e credința care fericește, e naivitate, e credulitate. Și tot ceea ce este în jurul nostru astăzi, dacă vorbiți cu cei care merg la bisericile astea ortodoxe și catolice, o să vedeți că nu este ceea ce ei au, nu este credință, ci este un fel de credulitate în tot felul de legende, în tot felul de povești. Ascultați, dacă urmăriți fenomenul ăsta, tot felul de povești care n-au nicio legătură cu Biblia, cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Tot felul de sfinți care au fost găsiți pe nu știu unde, care au făcut nu știu ce, care au zis nu știu ce, care au înviat pe nu știu cine. Și de la bisericile astea istorice, putem ajunge la biserici carismatice și penticostale care pretind tot felul de lucrări ca să întărească în viața anumitor oameni așa numita credință. Ei, dacă privim în textul acesta, observăm într-adevăr un Toma sceptic, dar el, dintr-un punct de vedere, este necredincios pentru că nu vrea să creadă fără o dovadă viabilă. Nu are încredere nici în ceilalți care mereu îi spun am văzut pe Domnul. Bine, poate ați văzut o vedenie, poate ați venit, nu? În literatura biblică a Vechiului Testament, avem foarte multe vedenii, avem mulți oameni care au pretins că au văzut pe Domnul. Dar nu l-au văzut într-o formă fizică. Ce vrea Toma? Toma vrea ca trupul ăla pe care l-au îngropat să fie dovada lui viabilă. Ce vrea să vadă? Nu vrea să vadă o fantomă, o vedenie. Nu vrea să vadă un înger. Nu vrea să vadă o arătare din asta spectaculoasă și miraculoasă din punctul acesta de vedere. Ce vrea să vadă? Trupul care a fost rănit, care a fost drobit, care a fost împuns. De aceea insistența lui este vreau să văd sau să ating rănile din
mâini și rana din coastă. Ceea ce este un lucru important să înțelegem asta, absolut unic. Pentru că dacă vă aduceți aminte și în ideea pe care noi avem cu răstignirea, știți că de obicei romanii nu-i omorau pe oamenii care mureau pe cruce, ci îi lăsau să moară, le zdrobeau, vă aduceți aminte, le zdrobeau picioarele și ei rămâneau acolo agățați, unii agonizau zile întregi. Însă pentru că la Domnul Iisus n-au vrut să-i zdrobească, vă aduceți aminte, că s-a împlinit o profeție. Da. S-a împlinit o profeție. Domnul a avut o rană în plus față de ceilalți doi care au fost răstigniți împreună cu el. Care e aia? Coasta. Lucru care nu era normal și obișnuit. Da. Putem vorbi despre Toma în toate felurile și sunt multe fațete ale experienței pe care Toma a avut-o. Dar un lucru este cert. Toma n-a vrut să fie credul și naiv. El a vrut o dovadă, dar nu orice fel de dovadă. Nu orice arătare ar fi însemnat, da, pot să cred acum. Trebuia să fie exact ce a intrat în mormânt. Și cred că este și motivul pentru care Domnul Iisus Hristos i-a ascultat dorința. Iată-L pe Domnul Iisus Hristos care vine și îi spune lui Toma să privească rănile sale. Și Toma este cert. 100% sigur, pentru că a avut o dovadă viabilă. Vreau să spun asta foarte apăsat. Pentru că astăzi oamenii cred orice prostie pe care o au. Fără să le fie prezentată o dovadă certă. Mă pregătesc din nou să merg la Slatina pentru cursul cu Doctrina Duhului Sfânt. Am fost la, tocmai am venit de la Suceava. Am fost la Cluj în luna martie. Cu aceeași doctrină. E surprinzător pentru mine câtă ignoranță și câtă credulitate a unii oameni pentru orice poveste pe care o aud. Și pentru care nimeni nu poate prezenta niciun fel de dovadă. Ghicitorii ieftine. Lucrări care sunt puse pe seama lui Dumnezeu, dar despre care Scriptura ne spune foarte limpede că Dumnezeu nu le face. Și este ciudat pentru mine. Acum, e bine să subliniem, însă să facem câteva sublinieri. Dincolo de faptul că lui Toma îi se comunică și ar fi trebuit, da, spunem asta, Toma ar fi trebuit să creadă fără această dovadă suplimentară. Pentru că a fost în grupul celor 12 când Domnul Iisus în repetate rânduri, așa cum spunea fratele Remus, le spunea: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile preoților, în mâinile bătrânilor, să fie răstignit, dar a treia zi va învia. Da? Evident că niciunul dintre ei ori nu și-au adus aminte, ori avem acele momente în Evanghelie în care spune că ucenicii și-au dat seama mai târziu, cum e la, în ziua intrării Domnului Iisus în Ierusalim. Atunci și-au dat seama că toate lucrurile acelea erau spuse despre Domnul Iisus Hristos. Observați însă această cerință pe care el o are, dar dincolo de această cerință, e foarte interesant să subliniem că Domnul Iisus Hristos continuă pe linia aceasta și ne asigură pe baza acestui text, că și noi putem vedea, chiar dacă nu vedem ca Toma, care este dovada viabilă pe care tu și eu ar trebui să o cerem ca să credem ceva? Zice Ioan așa. Lucrurile acestea au fost scrise. Da, Domnul Iisus a mai făcut multe alte minuni,
Nu sunt scrise, nu le-am văzut, n-o să le vedem, nu le putem crede. Dar, spune Ioan, anumite lucrări ale Domnului Iisus au fost scrise. Pentru ca voi să credeți. Întrebare. Ce dovadă viabilă ar trebui să cer eu de la cineva ca să pot să cred că e autentic? Ce? Vorba lui Pavel în 1 Corinteni. Să nu treceți peste ce este scris. Frații mei, ambele extreme sunt periculoase. Credulitatea, să crezi fără o dovadă palpabilă. Da, nu contează ce zice Scriptura. Mie mi-a vorbit Domnul azi noapte. Serios? Nu mă interesează. N-are nicio legătură cu credința. Credința trebuie să fie ancorată într-o dovadă palpabilă, viabilă. Atunci a fost Hristos care era prezent fizic. Astăzi este Hristos, care este prezent, dar nu fizic. Nu este Hristosul disponibil fizic, ci este Hristosul descris fizic. E o diferență între ele foarte mare. Nu suntem încurajați nici să avem o credință oarbă și să fim creduli, dar nici să fim necredincioși, în sensul în care cere ceva ce nu e normal. În care plictiseala să ne cuprindă, să cere mereu nu știu ce. Credința care aduce fericirea, credința care fericește viața, este o credință ancorată într-o dovadă viabilă. Dincolo de comunicarea ucenicilor, dincolo de cerința lui Toma, avem Hristosul concretizat. E concretizat mai întâi prin disponibilitatea sa fizică. Hristos a fost acolo, fizic. Dar acum Hristos este concretizat în cuvântul lui, în descrierea pe care ne face textul. E disponibil, așa cum spune fratele Nuț, prin cuvântul pe care îl avem, prin descrierea. Ioan zice, eu am descris. Pentru că astfel să credeți ce este scris. Nu trebuie să-L vedem pe Domnul Iisus în vis noaptea ca să credem. Desmi se spune asta. Fals. De fapt, nici n-aș crede în convertirea cuiva care îmi zice că l-a văzut pe Domnul azi noapte și gata. Aduceți-vă aminte de această foarte serioasă problemă pe care o pune în discuție Domnul Iisus Hristos când vorbește despre Lazar, care era plin de bube și zăcea la ușa bogatului și bogatul despre faptul că bogatul ajunge în iad și când ajunge în iad ce își dorește? Dincolo de picătura de apă și mai departe. Ce își dorește? Își dorește ca frații lui care încă sunt vii pe pământ, să n-ajungă unde este el. Și ce cere? Să trimită pe Lazar că dacă merge cineva înviat din morți, va fi o dovadă de netăgăduit. Și se vor pocăi, vor crede. Vă aduceți aminte care e răspunsul? Acolo-i. Tot ce le trebuie e acolo. Moise și prorocii. Dacă nu vor crede în ce este scris, ce credință e aia că vine Lazar în via din morți? Deși credința noastră fundamentată în biserică este credința în Hristosul care a înviat și este viu în vecii vecii. Iubiții mei, aș dori ca Domnul să ne dea înțelepciune, să avem o credință care fericește viața noastră. Amin.
Nu credință înșelată, ușoară, ieftină, goală, zadarnică, plictisitoare. O credință care este ancorată într-o dovadă viabilă. O dovadă autentică, nu orice poveste cauzatoare de lacrimi. Ceea ce ar trebui să cauzeze adevăratele lacrimi în viața noastră nu sunt povești inventate. Poate că altele cu fundament real. Ci starea de păcat cu care trebuie să ne luptăm. Pocăința noastră ar trebui să genereze acele lacrimi. Mai des vărsăm lacrimi că nu știu cine, nu știu ce-o pățit, decât că suntem păcătoși și ar trebui să plângem păcatul nostru. Da. Așadar, prima condiție este că această credință să fie ancorată într-o dovadă viabilă. Hristos este dovada viabilă. Disponibil fizic atunci, descris însă astăzi pentru noi. Când Petru zice, îl iubiți fără să-l fi văzut, nu spune că suntem orbi. L-am văzut, dar nu l-am văzut ca Toma, ci l-am văzut în... L-am văzut descris în cuvântul lui, în toată frumusețea sa. În al doilea rând, această credință care fericește este o credință așezată în Domnul viu. În Domnul Iisus care este viu. Și aici vreau să fac o diferență foarte semnificativă între ucenicii care erau plini de entuziasm și ziceau am văzut pe Domnul și Toma, care nu putea zice ca ei, și anume am văzut pe Domnul. M-am gândit în timp ce studiam din nou textul pentru a nu știu câta oară, cât de mult încercăm unii dintre noi să le spunem celorlalți ce minunat e Domnul. Și cât de tare ne mirăm că se pare că nu înțeleg. Că nu înțeleg. Și așa e și aici. Încercăm să explicăm de toate. Și adevărul este că o credință autentică este o credință care se întrepătrunde cu Domnul Iisus Hristos. Care este așezată în Domnul Iisus cel viu. Ceea ce își dorește Toma este ca ceea ce au trăit ceilalți. Da, el a pierdut că n-a fost prezent. Nu știm de ce n-a fost prezent. A pierdut acea întâlnire. Dar ce își dorește Toma? E, asta e fericire. Asta e fericire. Vorba, vă aduceți aminte de cei din Samaria. Vine femeia și zice, bă, să vedeți pe cine am întâlnit. Uite așa, uite așa, uite așa. Și după câteva zile spune cuvântul, acum nu mai credem că ne spui tu. Ai una ce ne-ai spus tu. Acum. L-am văzut noi. Ce diferență imensă. Să îți așezi credința într-un Domn viu, viu pentru tine. Chiar dacă este viu și pentru alții. Aș vrea să observați trei etape în viața lui Toma, care cred eu că ar trebui să fie observabile și în viața noastră, fără de care vorbim în zadar aici. Mai întâi, Toma este călăuzit de înștiințarea celorlalți ucenici. Se pare că Toma, care a fost absent, probabil s-a întâlnit, nu știm dacă cu toți odată sau pe rând, dar ori cu care se întâlnea, care era mesajul ucenicilor? Care? Am văzut pe Domnul. Îl întâlnește Toma pe celălalt. Ghiți ce zice? Bă, stai să spun! Am văzut pe Domnul! Că, sigur, e evident pe baza textului că pe parcursul săptămânii ucenicii nu s-au întâlnit.
Probabil că Toma s-a întâlnit cu unii și cu alții. Și când se întâlnea, primul lucru pe care l-a auzit de la ei, care era? Am văzut pe Domnul. Și Toma răspundea la rândul lui. De ce? Pentru că e doar o înștiințare. Și înștiințările, mărturiile, te pot călăuzi. A doua etapă însă, este etapa în care Toma este convins, pentru că l-a întâlnit pe Domnul. Așa-i? Oricât i-au zis ucenicii că așa, că așa, și cât de mulți l-au salutat și i-au spus, și cât de repede au ținut să-i spună, că nu e o veste extraordinară, era o veste nouă pentru Toma, care a lipsit, care a absentat. Am văzut pe Domnul, oricare îl întâlnea, îl anunța cu privire la asta. Și sigur, în științările sunt convins că au fost entuziaste, explozive, dar Toma continuă să rămână în, eu știu, scepticismul și necredincioșia lui, până când, iată, față în față cu Domnul. Ei, acum nu se mai pune problema să fie convins. Că l-a văzut cu ochii lui. Frații mei, nu știu cum aș spune asta, dar e un lucru mare. Predicarea, mărturia cuiva, entuziasmul cuiva. Poate că îți face bine o clipă, două, o zi. Dar adevărata fericire este nu când îți spun alții că l-au văzut pe Domnul. Adevărata credință care aduce fericire este când ești convins că l-ai întâlnit. Sunt convins că avem astăzi o mulțime de oameni prin bisericile noastre care nu l-au întâlnit niciodată. Care aud. Critică ce aud. Cred, cârtesc, zic de toate și așa e. Libertatea omului de a crede sau a nu crede, de a comunica sau de a critica, e o libertate pe care însuși Dumnezeu o respectă. Dar un lucru este cert. Când cineva ajunge să-L întâlnească pe Domnul ca Toma, nu poate să rămână neconvins. Așa e cu copiii, așa e cu tinerii, așa e cu toți. Îl poți călăuzi înștiințându-L din nou și din nou. Dar ce important este să ajungă să fie convinși, nu pentru că îi spune cineva, ci pentru că finalul acelei călăuziri este o întâlnire personală. Iată-l pe Toma care acum îi convins, nu pentru că zic ceilalți, ci pentru că Domnul e viu aici, pentru el, față în față. Pentru o asemenea lucrare a venit Domnul Iisus Hristos. Sigur, noi toți avem slujba aceasta, cum zice și Pavel în 2 Corinteni. Suntem trimiși în puternicița lui Dumnezeu și mesajul nostru fierbinte este împăcați-vă cu Dumnezeu. Dar trebuie să nu obosim să facem și noi ce a făcut omului Dumnezeu Elisei. Când au ieșit la Dotan și când erau armatele siriene pretutinde, vă amintiți? Ce speriat a fost Gehazi, Gatai. Aduceți aminte ce a făcut Elisei. Până îi explică de două ori, mai bine se roagă. Și în rugăciunea lui rezolvă tot. E foarte important
să înștiințăm pe oameni de ceea ce am trăit noi și de ceea ce trăim noi cu Domnul. Dar e foarte important să ne rugăm ca Domnul să le iasă în drum. Câți n-or fi încercat să-i spună lui Saul din Tars că Iisus e viu, e real? Pe câți a crezut? Pe niciunul. Pe niciunul. Până în ziua când? Și aș îndrăzni să mai adaug o a treia etapă, nu ca și cum ar fi despărțită de a doua, e o distinție între prima și a doua, dar de la această călăuzire, prin această convingere, Toma ajunge la momentul de copleșire, la etapa de copleșire pe însușirea Domnului Hristos. L-a întâlnit, acum și îl însușește, pentru că zice cum? Domnul meu. Bă, ce spuneți voi? Nici nu mai e important acum. Acum aici sunt numai eu și el. Domnul meu și? O stare de copleșire deosebită, pe care astăzi foarte puțin o trăiesc. Vă spun. E important să fii călăuzit prin înștiințarea celor din jur. E important să ajungi convins prin întâlnirea Domnului Iisus Hristos. Dar aproape că e ca un tratament determinat. Care e punctul culminant? În măsura în care îți însușești domnia Lui și îi vezi frumusețea, să te lași? Să te lași? Și dacă mă întrebați, și dacă nu mă întrebați, după părerea mea, asta este cea mai tragică lipsă din creștinismul de astăzi. Da, credincioși convinși, da. Dar, mai puțin, copleșiți. Da, ne copleșesc problemele, ne copleșește mărirea unui salar, ne copleșește că am câștigat un ban în plus, că suntem sănătoși, ce faci, ce bine. Da, toate sunt mici bucurii. Problema însă este că, iată-ne, deseori putem sta la un serviciu de închinare, îl vezi pe unul că citește nu știu ce, pe altul că se uită la telefon, pe altul, vai, ce stare înaltă. Bă, dar dacă ar fi muzica aia care să... Serios? Uite, de-aia am ajuns zile pe care le-am. Pentru că spre deosebire de Toma, pe care îl dăm de pereți de câte ori apucăm, trăim zile în care Domnul nu prea mai copleșește. În care copleșirea asta care te lasă fără glas, care te lasă fără, cum să spun, dezarmat complet. Uite, nu... Putem să fim, să vorbim despre Domnul foarte lejer, chiar foarte plictisiți, da, tot le auzim, tot le... Ceea ce cred că s-a remarcat în acest moment, în experiența lui Toma, este acest moment în care Toma nu mai este doar călăuzit și convins, ci este copleșit. O fi zis eu că o să pune degetul în rănile Domnului Iisus, dar mă gândesc, după cum ne spune Ioan, că s-a întâmplat, că n-a mai apucat să fac asta. N-a mai apucat. A fost suficient să vadă. Și acum, n-a mai fost nevoie ca ceilalți ucenici să-i spună, am văzut pe Domnul. Va veni vremea în care el însuși va putea mărturisi ce? Am văzut pe Domnul. Tu l-ai văzut pe Domnul. Este Domnul viu pentru tine, în tine, nu pe pagina Scripturii. Nu că îți spun alții că e viu. Da, e viu în vecii vecilor, slavă Lui. Da, e viu. Dacă credința mea nu este așezată în acest Domn care e viu pentru mine, e
Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Domnul meu și Dumnezeul meu nu poate fi mort, nici leșinat, nici plictisit. El nu poate fi numai viu. Mă gândesc mult la acest aspect. Și îmi doresc să ajung ziua în care să văd mai mulți credincioși care nu numai că sunt convinși de adevărul Scripturii, ci sunt chiar convinși. De-aia credința fericește. Pentru că atunci când e așezată în Domnul viu, cu care am eu, pe care mi l-am însușit. Da, într-o vreme am fost înștiințat despre el. Ei, am ajuns să-l întâlnesc, dar acum mi l-am însușit. Și viața mea e o întreagă copleșire din care nu mai îmi revin. A treia dovadă, sau a treia condiție, este că această credință care fericește trebuie să fie autentificată în dăruire. Trebuie să fie autentificată cumva. De unde știm că Toma a fost copleșit? Ascultați-l. Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu este doar o declarație în care recunoaște că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, ci este și o dăruire a ființei. Ce înseamnă Domnul meu? Ce i-am dat Domnului când i-am zis că e Domnul meu? Voința mea. Dacă este Domnul meu, înseamnă că El este împăratul, e regele. El începe să domnească peste viața mea. Domnia Lui e reală în viața mea. Și când zice Dumnezeul meu, nu numai voința mea, e și viața mea. Pentru că Dumnezeu e Domnul vieții. Planurile Lui trebuie să fie planul meu. Viața mea trebuie să urmeze acest plan. Și sunt aici niște indicii, cum ar fi această afirmare personală, afecțiune personală, ascultare personală. Toate acestea sunt cuprinse în această dăruire de sine. Credința care fericește. E o credință care te obligă să te dăruiești total. Afirmând, iubind și ascultând. De aceea este o afirmație, e afecțiune, Domnul meu, Dumnezeul meu, și este ascultare. Voința mea și viața mea sunt la dispoziția lui Dumnezeu. Această dăruire este autentificarea unei asemenea credințe. Credința care fericește nu trebuie doar ancorată într-o dovadă viabilă și așezată într-un domn viu. Ea trebuie și autentificată. Tu trebuie să-ți demonstrezi ție că ai această credință. Cum? Ascultând și iubind și afirmând. Afirmația fără afecțiune n-are sens. Degeaba spui ce nu iubești și ce nu trăiești. Afirmația și afecțiunea fără ascultare iarăși n-are sens. Pentru că atunci când afirm că îl iubești pe Domnul, cum demonstrezi? Prin ascultare. Tot Ioan ne spune în prima sa epistolă, când ne vorbește despre credință, despre credința care câștigă biruința asupra lumii și într-un text în care vrea să argumenteze ce înseamnă adevărata biruință,
zice așa: oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel ce n-a născut, iubește pe Cel născut din El. Iată iubirea. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și... și... păzim poruncile Lui. Credința care fericește e o credință care se demonstrează simplu. Demonstrarea nu e la capătul celălalt al lumii. Nu trebuie să te duci să aduci luna după aceea pentru Domnul. Nu. Trebuie doar să fii disponibil. Să vorbești despre Cel pe care îl iubești. Să-L iubești ca să nu minți. Și? Cum îți dovedești că îl iubești? Ascultă. Această autentificare a credinței e foarte importantă, pentru că altfel, ajungem să trăim cea mai mare înșelăciune pe care o poate trăi un om. Să creadă că crede. Și să nu-și dea seama că ce crede el nu are nicio legătură cu credința. Întotdeauna mă îngrozesc. Mi-am făcut obiceiul ăsta, și acum când am fost la Suceava, am fost să văd Catedrala Mitropolitană. Mă duc să văd, să-i văd pe oameni. Am zis și acum la sărbători. Incredibil. Incredibil câtă înșelătorie și cât de creduli sunt oamenii. Dar și ce mai dureros, că sunt unii printre noi, care cred că sunt mai buni ca ea. Noi știm. Da? Și? Se vede prin ceva că știm. Este această dedicare, această dăruire care autentifică credința. Aș încheia vorbind despre faptul că această credință e accesibilă în Domnul veșnic. E accesibilă numai în Domnul. Această credință care fericește e accesibilă tuturor, dar într-un singur mod. Exact așa cum ne spune versetele 29, 30 și 31. Și ca să nu lungesc, aș prezenta cele trei realități, cuvântul Domnului. Pentru că Domnul Iisus zice, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și nu mai revin. S-am subliniat deja de la început, încă că am vrut să clarific lucrul ăsta. Nu este vorba de o credință care nu vede. Care e oarbă. Este o credință care vede, dar vede ceva ce nu vede oricine. E cuvântul Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, este cartea Domnului. Pentru că Ioan zice, am scris o carte. Da, este cuvântul Domnului, dar cuvântul Domnului Iisus Hristos este prins într-o carte. În care nu este numai cuvântul Lui, este și caracterul Lui. Numai cuvântul Lui, numai vorbele Lui este și viața Lui. E o carte care descrie în amănunt, în sensul că Ioan zice, nu-i amănunt. Vă aduceți aminte că la final Ioan va zice că dacă s-ar fi scris tot ce a zis și ce a făcut Domnul Iisus Hristos, cărțile, da? Ar fi foarte multe volume, ar fi imposibil de stocat atâta volum. El zice însă că au fost selectate într-un mod divin, umano-divin, anumite lucrări. Și spre deosebire de alte evanghelii în care sunt mai multe minuni, Ioan nu prezintă numai câteva. Tocmai pentru că această credință să nu fie o credință bazată pe anumite minuni, ci împreună cuvintele Domnului Iisus Hristos și caracterul Lui să aducă în viața noastră această convingere. Și sigur că descoperim ultima realitate și anume cadoul Domnului. Pentru că această credință care fericește, știți de ce fericește? Nu numai pentru că Domnul este cu noi aici. Nu numai pentru că Domnul este viu în mine acum. Ci și pentru că eu voi fi cu Domnul acolo. Sau dacă vreți,
Pentru că El care este viu cu mine aici, va fi cu mine și acolo. Nu voi înceta să-L văd și să mă bucur de El niciodată. Mă bucur de prezența Lui astăzi aici și știu că mă voi bucura de prezența Lui atunci, acolo. Ce cuvinte înălțătoare așează Ioan tot în epistola sa. Ce dragoste ne-a arătat să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Ce vom fi? Da, ceva ni s-a arătat. Ce ni s-a arătat? Că atunci când va veni El, vom fi ca El. Cum va fi? Nu știm. Nu ni s-a arătat. Nu sunt detalii care nu ni s-au descris. Dar sunt certitudini care au fost scrise. Vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Și de la David în Vechiul Testament și până în Apocalipsa, Noul Testament, avem toate aceste, cum zicea David în Psalmul 16, desfătări veșnice. Sunt în prezența ta. Nu vei lăsa ca preiubitul tău să vadă putrezirea. Asaf, mă vei călăuzi în slavă, Psalmul 73. Și toate textele Noului Testament. Credința care fericește, fericește pentru că cadoul acestei credințe este prezența continuă, permanentă, neîntreruptă, nici când, în nicio formă, a Hristosului veșnic, care nu e viu pentru o zi, pentru o eră, pentru un secol, ci e viu pentru veci. Și în numele Lui avem acces la această credință. Și crezând în numele Lui, avem viață veșnică. Și ne amintim că viața veșnică, după cum o prezintă Domnul Iisus în capitolul 17 în rugăciunea sa, este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Iubiții mei, nu pot să nu lansez această întrebare. Suntem fericiți pe baza credinței pe care o avem? Avem această credință care ne fericește. E foarte important să nu ne înșelăm singuri. Să nu ne păcălim pe noi înșine și mai ales să nu-i păcălim pe cei din jurul nostru. E trist. Această credință care fericește ar trebui să fie vizibilă în viețile noastre și transmisibilă pentru cei din jurul nostru. Credința care fericește. Doamne ajută-ne! Amin. Amin. Haideți în încheiere să rugăm pe Domnul cu primele două strofe din care de la numărul 264. Credința mea e utilesc pe cuvântul Sfânt și Ceresc. Altceva trece ca spuma Hristos ca stâncă în veci asta. Thank you.
binecuvântare peste ziua aceasta în care pot, peste cuvântul pe păgăduit, chiar apoi în cheie de către Dumnezeu. Doamne, te binecuvântăm și mărim numele Tău pentru că ne-ai vorbit și ne vorbești. Amin. Doamne, te lăudăm pentru cuvântul Tău. Amin. Mulțumim, Doamne, că El este viață pentru noi. Amin. Doamne, fii lăudat că Amin. Ne-ai dat credință în acest cuvânt minunat, în acest Amin. Sfânt. Amin. Doamne, fii binecuvântat în veci. Amin. Amin. Dorim, Doamne, ca sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, să trăim în acest cuvânt. Amin. Ajută-ne pe toți la aceasta. Amin. Ajută-ne, Doamne, să ne dorim sfințirea fiecare dintre noi în fiecare zi. Amin. Doamne, îți mulțumim că ne-ai purtat și vrei să ne mai porți. Amin. Ne susții, Doamne, și ai milă de noi în slăbiciunile noastre. Amin. Doamne, nu ne lăsa nici leneși, Doamne, nici neroditori. Amin. Și ajută-ne, Doamne, să ne bazăm pe puterea Ta, Doamne, Amin. Cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, să îți cerem sprijin și ajutor în slăbiciunile noastre. Amin. Mulțumim că ne-ai vorbit și astăzi. Mulțumim. Eu rog numele Tău. Amin. Te rog, Doamne, să binecuvintez întreaga biserică. Amin. Pe cei care sunt prezenți, pe cei care lipsesc dintre noi din diferite motive. Doamne, ajută ființei noastre, Doamne, să fim motivați, Doamne, și copleșiți în fiecare zi de Domnul Iisus. Amin. Dorim, Doamne, ca El să rămână viața și nădejdea noastră în vecii vecilor. Amin. Ajută-ne, Doamne, să așteptăm cu drag și cu dorință vie, Doamne, venirea Lui. Amin. Ne bucurăm că suntem ai Lui, suntem ai Tăi. Stați. Fie binecuvântat numele Tău în vecii vecilor. Amin. Și în dimineața aceasta, Doamne, mulțumim pentru darul credinței. Da. Îți mulțumim că nu vine de la noi, ci vine de la Tine. Da. Îți mulțumim că vine prin cuvântul Tău. Și îți mulțumim că prin credința aceasta care vine din cuvântul Tău și pe care ne-o dai prin harul Tău, face minuni în viețile noastre. Mulțumim că e o credință care aduce fericire Amin. În viața noastră. Amin. Și, Doamne, am dorit să trăim această fericire. Amin. Am dorit să avem această credință care umple viața noastră de bucuria prezenței Tale. Amin. De bucuria faptului că știm că lucrezi în noi, că ești prezent în noi, că lucrezi în viețile noastre. Fii binecuvântat, Doamne! Amin. În dimineața aceasta te lăudăm pentru această credință și te rugăm să ne ajuți să fim atenți la cum o trăim Amin. Și cum o gestionăm. Ne rugăm pentru aceia care poate că încă nu au această credință, deși cred că o au. Doamne, te rugăm să lucrezi în viața lor și să-i trezești în starea lor și să nu lași pe niciunul dintre cei ce consideră că sunt copii ai Tăi și nu sunt să se înșele singuri. Lucrează prin Duhul Sfânt, prin dragostea Ta. Doamne, sunt atât de mulți care au o credință oarbă. Lucrează prin viețile noastre la viața lor. Lucrează așa cum numai Tu știi. Dă-le cuvântul Tău și dă-le convingerea Ta, Doamne. Dorim din toată inima să ieși înaintea celor dragi ai noștri, înaintea celor care au nevoie de întâlnirea cu Tine. Lucrează, Doamne, în mod individual și personal în viața tuturor. Și știm că Tu ești suveran și stăpân și vei face după voia Ta și că voia Ta e înțeleaptă și perfectă. De aceea te rugăm doar să lucrezi. Și dorim să fii binecuvântat în viața fiecăruia dintre noi. Amin. Ne rugăm să-L însoțești și pe fratele Ilie, lucrarea pe care o face astăzi, să-i dai cuvânt potrivit și harul Tău să-L însoțească și la întoarcere spre casă. Amin. Rămâi cu noi, Doamne,
fără tine nu putem face nimic. Rămâi în Domnul și în Dumnezeul nostru. Și acum și în vecii vecilor. Amin. Amin.